Guguț și-a făcut apariția într-un scoar din capitală. Acum copiii, și nu doar, îl pot admira pe personajul literar din creația lui Spiridon Vanghelie mai aproape. Dar mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de către colega noastră, Elena Calistru. Dimineața, oamenii au dat afară de sub cușmă un cârd de cior. Apoi au strâns căciulile din sat, că tot nu le trebuiau. Și au astupat cu ele mai toată gaura aceea. În sat au rămas numai câteva căciuli pe capetele oamenilor care umblau la oraș după covrigi. Eu cred că deja v-ați dat seama ce carte am în mâini. Exact, Guguță și prietenii săi. Personajul care s-a născut tocmai în anul 1967. Iar până astăzi, generații întregi fac cunoștință cu băiețelul de 6 ani. Astăzi o să fac cunoștință cu el în realitate, în scoarul cu același nume, Guguță, care a apărut în capitală, în sectorul Râșcani. Eu zic că se aseamănă, nu? Sunt curioasă și vreau să aflu mai multe detalii, cum e să creezi o astfel de sculptură, mai bine zis să-i dai o nouă viață personajului îndrăgit inventat de Spiridon Vanghelie. Când a postupit propunerea să создать acest образ, я с удовольствием откликнулся. Это мне близко. И это наше. И таких персонажей еще не появлялось в нашем городе и вообще в нашей стране. Он не будет натуральный, как мальчик. Мы его сделаем больше, потому что городская скульптура подразумевает быть чуть крупнее. Если сделать один в один, как он был 6-7-летним ребенком, то он потеряется. Посмотрел проект, посадили его, и вот, как видите, он сидит и радуется будущему своему, жизни радуется. Ну и книга сама, послание самого Спиридона Вангели. Мы от Спиридона Вангели какое-то время ждали это послание. Он долго его рожал, будем так говорить. И слава Богу, родил, и вот оно появилось в книге. Теперь в бронзе высечено послание будущему поколению, поколению наших детей, нашей страны, нашему будущему. Povești fermecătoare, ce te poartă pe aripile copilăriei, acestea fiind traduse în peste 40 de limbi și publicate în milioane de exemplare. Vreau ca fiecare din noi să trăiască în lumea lui Guguță, una plină de bunătate, armonie și miracole, în care există mamă, tată, prietenie și școală.